Accidentul s-a produs ieri seară, la mai puțin de 10 km de municipiul Buzău. În timp ce se deplasa dinspre Urziceni, șoferul autoturismului Cielo, în vârstă de 43 de ani, a pierdut controlul asupra direcției, mașina ieșind cu roțile din dreapta pe acostament. Autoturismul cu 7 persoane la bord s-a răsucit de câteva ori pe sensul său de mers. Din primele verificări efectuate la fața locului, arăta faptul că evenimentul rutier s-a produs datorită conducătorului autoturismului Cielo, care deplasându-se pe DN285 din direcția Urziceni către Buzău, în zona kilometrului 93+600 de metri, a părăsit partea carosabilă cu partea dreaptă a autovehicului în încercarea de a se redresa, a virat brusc stânga, răsucindu-se pe sensul său de mers, moment în care a intrat în coliziune cu un autovehic care circula din spatele său. Din accident a rezultat rănirea a 7 persoane, din care 2 minori și 5 adulți, toți aflându-se în autoturismul Cielo. Domnul cu Cielo a făcut explozie și s-a ciocnit în mers. Veneau din sensuri diferite, Cielo și cu Honda, și s-a ciocnit în mers. Și de aici... O șoferiță în vârstă de 52 de ani din Iași, care se deplasa tot dinspre Urziceni, la volanul unui SUV marca Honda, nu a mai putut frâna la timp. Autoturismul Cielo a fost izbit în partea laterală, toate cele 7 persoane din comunitatea de romi de pe strada Plevnei din municipiul Buzău, fiind rănite și transportate la spital cu ambulanțe. Printre răniți sunt și 2 copii, un băiat de 7 ani și o fetiță de 9 ani. În mașina de teren a fost 2 doamne care sunt în regulă. Doar a smuls pomul după marginea șoselei și după aceea au intrat în fasole acolo, n-au pățit nimic, în mașina cealaltă, fiindcă era o aglomerație. Fetița, care a suferit răni mai grave, a fost transportată ieri seară la Spitalul Bagdasar Arsenii din capitală. Traficul pe șoseaua europeană 85 a fost blocat în zona accidentului mai bine de o oră, formându-se coloane de mașini pe ambele sensuri de mers, lungi de peste 5 km.